Dear guests, thank you for being here. Este o întâlnire, o masă rotundă în care vrem să discutăm despre colaborarea în Balcan, despre internaționalizarea activităților de cercetare, de cooperare, și nu numai în domeniul științei, ci și în domeniul cercetării aplicate, deci în domeniul lucrurilor foarte concrete pe care le facem, cu ocazia unei vizite pe care o avem la Universitatea din Craiova. Este vorba despre invitați din Serbia și din Bulgaria, reprezentanți ai unei rețele științifice, de cooperare științifică din sud-estul Europei. Este vorba despre SENET-MTP, se numește rețeaua, Southeast European Network in Mathematical and Theoretical Physics. Rețeaua tocmai celebrează 15 ani de existență și suntem bucuroși să afirmăm că Universitatea din Craiova este unul din nodurile principale ale rețelei, așa cum probabil va rezulta și din prezentarea pe care o vor face aici directorul executiv al rețelei, profesorul Goran Georgevic, de la Universitatea din Niș, unde este sediu central al rețelei. Avem de asemenea ca invitați pe Dragaliub Dimitrievic, secretarul științific al rețelei, și avem invitat un oaspete drag din Bulgaria, profesorul Vladimir Gergicov de la Sofia. Cu toții suntem în drum spre Sinaia, unde se va desfășura o nouă conferință sub egida rețelei. Acolo vom face o celebrare mai mare. La conferința aceea vor participa personalități deosebite din lumea științei, director de institute de cercetare, secretarul general al Societății Europene de Fizică, fostul președinte al Comisiei Nobel pentru Fizică, deci personalități cu totul speciale. Ca să nu mai lungim, aș vrea să începem. Vrem să fie o primă parte de prezentare a rețelei, a rezultatelor rețelei, apoi Universitatea din Craiova, prin intermediul domnului prorector Nicolae Panea, va prezenta lucrurile speciale pe care Universitatea din Craiova înțelege să le facă vis-a-vis de cooperarea în Balcani, după care vom avea câteva prezentări legate de proiecte de cooperare care s-au făcut atât la nivelul, să zicem, cercetării științifice, cât și la nivelul mediului de afaceri din această zonă și din țările înlăturate. Avem aici invitați de seamă, pe care îi salut cu drag și le mulțumesc pentru că sunt prezenți. O lucrare care se referă la situația relațiilor de colaborare dintre Universitatea din Craiova și instituții partenere din spațiul balcanic, pentru că, așa cum spunea domnul prorector Radu Constantinescu atunci când vorbea despre importanța acestui nucleu din rețea care este Universitatea din Craiova, această importanță nu s-ar fi putut pune în evidență decât pe o anumită filosofie a colaborării balcanice între universitățile din Balcani. Trebuie spus că prima relație internațională pe care Universitatea din Craiova, sau primele pe care internaționalizarea Universității din Craiova s-a efectuat, au fost cu Universitatea din Veliko Târnovo și cu Universitatea din Skopje în anii 70. Deci, într-un fel sau altul, genetic vorbind, suntem programați pentru o colaborare de tip balcanic, la început în anii 70, ca o formulă de politică, să zicem, intracomunistă, iar după aceea ca o formulă absolut logică, ținând cont de proximități. Thank you for being here and welcome to our university. I have prepared for you a description of our work regarding international relations, and I'm focusing here on the Balkan region because we believe that the university plays an important role in connecting all institutions in the Balkan area. I would like to say that our collaboration with Veliko Târnovo University has started a long time ago in the 1970 when we
set the first steps for collaboration, and we cherish this collaboration even now. So we have high hopes for a continuation of this collaboration. Ok, mulțumesc. Aceste relații de colaborare se situează pe trei paliere în, la ora aceasta. Este vorba despre relații în cadrul programului Erasmus, în cadrul programului comunitar Erasmus, și avem 82 de acorduri Erasmus cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, Grecia, Macedonia, Serbia, Slovenia și Turcia. Avem 17 acorduri de cooperare interinstituțională, deci acorduri care sunt concepute ca acorduri bilaterale între Universitatea din Craiova și o universitate din spațiul balcanic, și observați că este oarecare extensia spațiului balcanic, mergem până în Cipru, dar punem și Slovenia acolo, și două acorduri în cadrul programului Mevlana, program de mobilitate finanțat de Guvernul și Ministerul Educației din Turcia, pentru că, trebuie spus, relațiile cu Turcia sunt, sau au fost până la un anumit moment, relații extrem, extrem de fructuoase. We have a large variety of collaboration with universities from the Balkan area, and we have a three-layered approach for students exchanges, administrative staff, and teaching staff, of course. We have 85 partner universities in 11 countries in the Balkan area, which are Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Greece and Macedonia. 82 agreements on Erasmus contracts, which cover all the domains of study from our educational offer. We have 17 cooperation and interinstitutional agreements, and two agreements in the Mevlana project with Turkey, which is another partner we insist on keeping and we cherish a lot. Okay. Trebuie specificat faptul că până la ora aceasta mobilitățile profesorilor în cadrul programului Erasmus sunt mai numeroase decât cele ale studenților, ceea ce dovedește interesul pentru cooperare din partea din partea Universității din Craiova, dar în același timp și interesul pentru domenii de cercetare științifică foarte, foarte clare. În felul acesta avem 248 de mobilități outbound, din care 155 mobilități cadre didactice și 93 mobilități studenți, și 147 mobilități inbound, dintre care 31 mobilități cadre didactice și 116 mobilități studenți. Deci interesul profesorilor noștri este mai mare decât interesul studenților care vin aici, după cum se poate observa. De asemenea, am dezvoltat în ultimul timp o serie, și acesta e al doilea palier, am dezvoltat o serie de proiecte Erasmus, pe diverse acțiuni cheie și, în special, am putea spune că relațiile în realizarea acestor proiecte sunt cu vecinii noștri bulgari, unde deschiderea a fost întotdeauna mai mare, și sunt proiecte de tip Erasmus, dar și proiecte transfrontaliere. În ultimul timp, proiecte transfrontaliere am început să dezvoltăm cu partenerii serbi, atâta timp cât Serbia a început să fie interesată de aceste formule de parteneriat. It is worth mentioning that more of our mobilities regard teaching staff. And the figures speak for themselves. For example, we have 248 outbound mobilities for teaching staff, no, in general, out of which 155 are for teachers and 93 are for students. We also have 147 inbound mobilities, naming 31 for teaching staff and 116 students. Also, another layer of our collaboration regards projects, and we have established contacts with Bulgarian partners, and we have started some projects already with the aim of continuing and enlarging these projects. Al treilea nivel și ultimul al interesului nostru pentru zona balcanică este specificat chiar în proiectul managerial al actualei conducere, al actualului rector,
și constă în intenția noastră de a crea o rețea universitară balcanică reprezentativă pentru această zonă, un fel de consorțiu transnațional prin care instituțiile partenere să aducă specializările lor cele mai importante, notabile, astfel încât să realizăm un fel de individualizare, de identitate științifică și universitară a zonei, dar în același timp să contracarăm și, eu știu, extrema concurență pe care universitățile de top ale Europei le o face în această zonă. Another pillar of our common policy, which is included in the managerial program of our rector, is contributing to establishing a network of universities in the Balkan area with the purpose of identifying our best needs, contributing to consolidating our identity and, in a way, trying to counter-react to the possibilities that are so much enlarged in Western universities in terms of material endowment and other possibilities. În acest sens am depus un proiect care a fost câștigat recent și în foarte scurt timp, până la sfârșitul anului, putem realiza baza materială a acestei rețele și credem că rețeaua dumneavoastră reprezintă un punct de ajutor sau va reprezenta un punct de ajutor de sensibilizare a universităților pe care le reprezentați în vederea demarării acestui proces destul de complex, complicat din punct de vedere logistic, legislativ, științific și de politica învățământului din Balcani, pentru a pune în evidență ceea ce noi am gândit ca un avantaj pentru această zonă. We have submitted and received the green light for a project which is going to help us take care of the material needs of our network. And we hope that this will contribute to consolidating your position in supporting this initiative. Okay. Acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le spun. Am ținut să vi le spun pentru că, sincer, cred în ajutorul pe care această rețea poate să-l aducă dezvoltării instituționale a universităților partenere. And this is the logo of the CNET-MTP network, what means Southeast European Network in Mathematical and Theoretical Physics. Here is the web page. I started to prepare this form of presentation because in the previous 15 years there was tens and tens of the presentations. I give most of them, the second was Rado, give also probably at least 10 presentations all over the Europe about this network. But now, after the 15 years, what is not a huge anniversary, but for us it was really like 15 years full of work, of the pleasure, also of the problems. You know, it's not easy in the beginning to establish something. So I asked myself a few days ago, where are the beginning, how it started? And the one answer could be that it started in 1934 in this small town or village, Oberwaldstadt in Österreich, when Julius Wess is a great man, first of all, and then scientist from Austria was born. Or it happened in Spiritual de Maternita, if I correct in Romanian, in the hospital of maternity, where this guy with harmonica was born. Or it was in a beer garden in Munich, when Julius, me, and Professor Trampetich from Zagreb created the name of the network in the summer 2002. I don't know, maybe all these places for a while. Southeast European Network is a regional project, is a regional story in this casual vocabulary, let's say. To understand it, I think it's necessary to try to come back to years 2000, 2001, till 2003.
The all things started, in fact, with this initiative, Wissenschaftler in globalen Verantwortung, or the scientist in global responsibility, launched by Julius Wess in 1999, when he visited Zagreb, and he was, as I was told, he was really very much surprised and upset about the conditions of physicists working in Zagreb in Croatia in 1999. When he learned that the situation in Serbia is even worse, as a person who spent many, many years cooperating with the physicists from former Yugoslavia, he said, we have something to try to do. And he created this project, this initiative, and a few scientists, including me from former Yugoslavia, spent some months or some years in Munich. And when we discussed how to move the things, how to start again some cooperation, my idea was not to focus only on former Yugoslavia, because I thought that in theoretical and mathematical physics it's not enough big pool.